Da, din lumea reală. A început să încălzească. Da? Și un prieten din online mi-a cerut detalii. Dimensiuni. Detalii sunt 2 metri de lungime pe 1,60 m, mi se pare, nu mai țin minte exact. La fund trebuia să vină o plasă, adică mai exact plasa asta, așa, n-am mai pus-o. Prima oară am vrut să o fac din bolțari, după ce m-am răzgândit, mi-a fost frică că nu o să țină atâta apă, dar țineau mai mult ca sigur, dar era mai mult de muncă, mă rog, în fine. Detalii avem scândură, da? Pe capete. Aici avem 2 dulapi la 2 metri, da? Cu spațiu între. Trebuia să fac mai înaltă, puteam să fac mai înaltă. Așa. Iar ca să nu împingă apa spațiul dintre, da? Pui polistirel. Nu e lipit, nu e nimic. Polistirelul îl ține covorul. Da? Am un covor aici, un covor pe partea cealaltă. Covor care l-am mai folosit, era aruncat pe un pod. Da? Exact și aici unde sunt scândurile, în partea asta de aici, la fel, avem polistiren pe toate capetele, da, o singură placă de polistiren până aici, sper să vadă, da? Până la înălțimea asta. Da? Dacă o faceam mai înaltă, puneam până mai sus, mai puneam un rând de polistiren, fără să-l lipesc, fără să-l prindă nimic. Puteam să o fac mai mare, după aceea m-am gândit, pentru că am aici, da, scândură la 4 metri. Puteam să folosesc 4 scânduri pe lungime și dulap pe aia pe lățime. Pentru că mai am o mochetă foarte mare, foarte mare, destul de mare și groasă. Așa. Și puteam să o folosesc, dar după ce am făcut, mi-am dat seama. Pe capete aici, fosuruburi, da? Nu băgați cu ei. Da? Fosuruburi de lemn, ca să țină, fără să mai pun colțarii de fier și așa mai departe. Da? Fosuruburi sănătoase. Da? Ca să nu o smulgă apa, da? Inclusiv ăsta a prins holșurub și un cui aici, n-am mai prins, n-am mai fost nevoie, ca acum am văzut, dar nu se întâmplă nimic pentru că nu o umpli. Dacă o umpli, când faci baie, își mărește volumul apă, logic, nu? Așa, cam asta e nivelul, da? Am umplut-o aseară, nu știu, să zic că sunt aproape la 2000 de litri de apă aici, aproximativ, nu știu, n-am stat să calculez. Sau cam vă două ori și ceva a curs aici, la debitul care l-am eu. Așa, a început să încălzească, da? Seara o acopăr cu plasa aia verde și cam asta este. Aici am pus eu plintă, că am avut plintă de lemn, ca să nu se dea folia la o parte. Folia a costat undeva la 35 de lei. Așa, plus șuruburile, 40 de lei. Cam asta a fost investiție, nimic mai mult, da? Da, e o cadă mai mare, adică sunt două căzi și trei căzi de apă. Puteam să o fac mai mare, cam asta este. Da, idei sunt. Prima oară vreau să fac în remort, dar zic, mă, nu, că se sparge folia și așa mai departe. Da? Cam asta e. O să lăsați voi un comentariu acolo, un like și, da, să aveți o vară plăcută.